Suntem pe Neajra Vazi. Suntem un loc unde un loc care a fost recomandat de un abonat al lui Darius. Băiatul a prins o groază de bibani și câteva mărlițe aici săptămâna trecută. Și am venit să ne încercăm și noi norocul. Arată foarte fain zona. Acum dacă o să prindem, o vedea. Și chiar am văzut activitatea la suprafață. Nu cred că de pește răpitor, dar uite, iese măcar mâncare pentru pește răpitor aici. Și sunt foarte mulți pești mici în mal. Se joacă, nu știu ce fac, dar se și arată burta de câteva ori. Nu-mi place să am așteptări în de obicei la pescuit, dar mai ales în lunile astea de iarnă, în care nu prea se prinde de obicei. Dar locurile astea arată... Îmi dau încredere locurile astea. E un singur alt pescar aici lângă noi. Probabil că a pescuit și zona asta, dar... Cine știe, poate am eu mai mult noroc că el. Și aici se vezi o mărliță aia de băia. Oh my god! Și vine așa și atacă și o scutere. Oh my god. A început să cadă asta singură. Serios? Mhm. Trebuie să fie foarte bine și fundul. Probabil că fundul a fost. Apa asta așa perfect îmi face... face un chef mare la tot de pește. Dar nu cred că ia ziua. Din păcate. Sper că este drumul pe care trebuie să iau. Să ajung direct în apă. N-aș vrea să merg degeaba pe jos. Mai mult decât trebuie. Ia, yeah, asta-i. Și mai aici v-am mers. Ia aici un loc. Să încerc aici. Pare să nu prea mai fie. Poate mult mai departe. Hai să vedem dacă mai sunt. Și apoi mă întorc dacă e. E unul aici. Da, nu e ce trebuie de pescuit. Bă, cred că cam astea sunt. Pare să fie și aici deschis. Să dau și aici. Nu cred că a mai fost nimeni de când a nins. Sau, a, da, pare să fie cineva. Să fi fost cineva. Așa că vreau să dau un curent ăsta. Cât de agil sunt. Un om normal ar fi căzut în apă acolo. A, nu-i așa rău. Părea mai nașpa. Ok. Se întoarce apa aici, e loc fucking ce trebuie rău. Dar nu știu dacă... Și azi. Și în perioada asta. Serios? Puțin dificil de aruncat, toate grindile astea. Nici aici nu e apă mare. Și acum... O știu cu un biban, un clan, orice. Orice. Cred că așa o să termine partida. Să mai pescuiesc puțin. Dar nu mai avem foarte mult timp. Da, 4 la rând fără pește. Ce să faci? Nu prea ce să faci. Să sperăm ca 5 ai cu noroc. Ne vedem din nou joi, copii. Ciao.